Salut, dragii mei! Suntem din nou împreună. Astăzi vreau să vă cunosc cu conținutul unei poezii care o admir de mulți, mulți ani. Este plină de suflet și înțelepciune. A scris-o Vasile Militarul și se numește Șase pui și o beată mamă. Într-un timp, o rândunică avea în cui vreo șase pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zori pornea săgeată, căutând pe deal, pe văi, hrană pentru puii săi. Și în iubirea ei nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să doarmă vreunul ars de sete sau flămând. Nici n-a fost mai mândră mamă decât ea între rândunici, când văzură într-o zi puii se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă nici cât ai clipi sub soare, până când pe fiecare pui nu l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cui bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecărui, zice celor șase pui: dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui, aripile rău mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, oricând am avut nevoi, să găsesc întotdeauna hrană bună pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mei, cum se cuvine, mari cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre pui să nu simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aduceți silnic numai câte un bob. Ale voastre șase boabe milostivă mă vor ține, până când o vrea și cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamii, au zburat cei șase pui și au adus vreo șase zile fiecare bobul lui. Mai departe însă puii, beți de-ai slăvilor înalt, fiecare având nădejdea că-l va duce celălalt. N-au mai dus niciunul bobul și uitata mucenică a murit atunci de foame cea mai bună rândunică. Și-a rămas apoi povestea tristă, nebăgată în seamă. Ori și cui ai sta s-o spui că o mamă își hrănește șase, opt și zece pui? Însă zece pui adesea toți nu pot hrăni o mamă. Într-un final vreau să vă spun că iubirea unei mame este mult mai frumoasă ca orice floare proaspătă. Fiecare din noi simțim o dragoste enormă față de ea. Nu avem voie să uităm de oamenii dragi. Trebuie să-i mângâiem, să-i iubim, să-i prețuim, ca să-i avem lângă noi încă mulți, mulți ani.